Agresivitatea COVID din ultima vreme face medicii și specialiștii în boli infecțioase să suspecteze că am putea avea de a face în România cu o nouă variantă Delta. Incidența uriașă a infectărilor și rata scăzută de vaccinare creează în România condiții de laborator pentru selectarea unei noi variante din rândul Delta, e de părere cercetătorul Octavian Jurma. Este una din ipotezele teoretice care circulă deja de mai mult timp că la rata aceasta uriașă de infectare pe care avem în România, în combinație cu rata scăzută de vaccinare, creăm așa condiții de laborator pentru selectarea unei noi variante din rândul Delta. Delta a devenit dominantă în întreaga lume și marea majoritate a mutațiilor care se înregistrează acum în baza de date mondiale provin din această variantă. Octavian Jurma spune că în acest moment nu avem o confirmare clară a unei noi variante Delta apărută în țara noastră. Deci în acest moment nu avem o confirmare că există o tulpină, o variantă diferită de Delta. Aceste variante în mare sunt incluse în Delta Plus, în numite. De fapt, Delta Plus e un grup de variante de la mutații ale tulpinii Delta. Deci nu avem asemenea confirmare, însă profilul clinic și gravitatea bolii, agresivitatea ei în ultima vreme, face ca medicii infecționiști de la Iași să suspecteze că ar putea fi vorba de o astfel de variantă.